La noapte cerul va fi variabil, cu norări trecătoare, în special în vestul și nordul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană, unde pe creste rafalele vor depăși 70-75 de km pe oră și temporar la cote mai reduse în Moldova, Banat și Crișana. Temperaturile minime se vor încadra între -1-0 grade în depresiunile Carpaților orientali, unde vor mai fi condiții de brumă, și 13-14 grade în dealurile de vest. În zonele joase de relief din jumătatea de sud-est a țării, spre dimineață poate apărea izolat ceață. În capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 5-7 grade. Mâine valorile termice vor continua să crească, vremea devenind deosebit de caldă pentru această perioadă din an în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil la senin, cu unele norări spre seară în regiunile vestice și nord-vestice, unde izolat vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă și temporar în Banat, Crișana, Moldova și Dobrogea. În zonele joase din jumătatea de sud-est vor fi condiții de ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, mai scăzute pe litoral și în delta, unde se vor înregistra între 12 și 17 grade. În capitală, vremea va fi frumoasă și va deveni mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La munte, valorile termice vor continua să crească. Cerul va fi variabil la senin, cu unele norări spre seară și noaptea în Carpații Occidentali, unde izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe creste.